În cadrul programului BiblioVacanța, organizat de Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu-Mehedinți, copiii au avut ocazia să se bucure de o activitate specială, piesa de teatru Pinocchio, pusă în scenă de bibliotecarii secției împrumut Casa Tineretului. Acest eveniment a reprezentat un moment important al programului estival, îmbinând educația cu distracția într-un mod creativ și captivant. Piesa de teatru Pinocchio a fost adaptată pentru tinerii spectatori, având scopul de a aduce pe scenă aventura și învățămintele poveștii clasice într-o manieră accesibilă și atractivă. Bibliotecarii, în calitate de actori, au reușit să transforme sala de spectacole într-un loc de magie, captivând atenția copiilor și stimulându-le imaginația. Această activitate a fost parte integrată a programului Bibliovacanța, care, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedin și al președintelui Aladin Georgescu, au oferit o gamă variată de activități educaționale educaționale și recreative în timpul vacanței de vară. Participanții au beneficiat de toate aceste activități gratuit, datorită sprijinului generos al Consiliului Județean Mehedinți, asigurând astfel accesul universal la experiențe valoroase și dezvoltatoare. Programul Bibliovacanță a fost creat pentru a oferi copiilor oportunități de învățare și distracție într-un mod structurat, iar includerea piesei de teatru Pinocchio a adus un plus de diversitate și atractivitate în oferta estivală. Astfel, participanții nu doar că s-au distrat, dar a avut și ocazia să învețe lecții importante despre curaj, prietenie și integritate, reflectate în povestea lui Pinocchio. Prin astfel de inițiative, Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu Mehedinți, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, își propune să contribuie la dezvoltarea educativă și culturală a copiilor din comunitate, făcând din vacanța de vară o perioadă memorabilă și îmbogățitoare.